Pe măsură ce avansați în crearea acestui tabel și eu vă recomand întâi să completați coloana din stânga, o să observați că în partea din dreapta lucrurile se pot complica un pic. Haideți să ne uităm la această situație în care avem practic în cadrul tabelului principal, într-o celulă, eventual un alt tabel. Practic, avem această complicație, da? Pentru realizarea acestui tabel în tabel, eu în principiu v-aș recomanda să faceți următoarea chestiune. Vom selecta celulele în care avem acest tabel în tabel. Practic, vorbim de rândul autoevaluare, nivel european, limba 1, limba 2, eventual câte limbi cunoscute aveți. Selectați cele patru coloane aferente, cele patru celule aferente și pe acest toolbar care se referă la tabel, în primul rând, în partea dreaptă, o să observați că există niște iconițe care vă arată faptul că puteți uni celule Merge Cells și practic celulele selectate pot fi unite. În interiorul acestei celule mari va trebui practic să inserăm un nou tabel. Insert Table. Acum, haideți să ne uităm. Avem 1, 2, 3, 4 rânduri. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coloane. Ok. Acum, pe primul rând, o să avem 1, 2, 3, 4, primele 4 celule unite, următoarele 1, 2, 3, 4 unite și apoi ultimele 2 unite. Pe al doilea rând, vom uni două câte două celulele. Două, două, două. Iar mai apoi, pe rândurile 3 și 4, nu trebuie să facem altceva decât să mutăm limita dintre celule. Astfel încât să realizăm această asimetrie.